Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Marți 13 sau marți 3 ceasuri rele, dacă sparge oglinda, ai 7 ani de ghinion. Sau dacă te mănâncă nasul, urmează să te cerți cu cineva cât de curând. Acestea sunt doar câteva dintre superstițiile pe care noi românii le folosim cel puțin o dată în viață. Ne încredem în ele și uneori ajung să ne influențeze viața. Ce sunt de fapt superstițiile și cum putem scăpa de acestea? Vorbim astăzi cu Ovidiu Young, terapeut holistic, și spun: bine ai venit în platou! Bine te-am găsit în platou! Așa! Dragul meu, se apropie sărbătoarea aceea care este la american, Halloween-ul. În 31 octombrie va fi și vorbim astăzi despre superstiții, și pentru că noi românii suntem așa de superstițioși câteodată sau mai mereu. Sau de multe ori. Așa. Uite, m-am documentat și am scos niște superstiții, dacă îmi dai voie să le citesc. Pentru că vorbim despre Halloween, avem așa: celebra lumânare aprinsă în dovleac din noaptea de Halloween avea menirea de a ține spiritele rele la distanță. Sau persoanele care erau născute în noaptea de Halloween aveau menirea de a vedea și de a comunica cu spiritele. Dacă o fată necăsătorită punea noaptea de Halloween supernă o floare de rozmarin și un bănuț de argint, și visa sortitul. Cred că cineva o să dea înapoi și o să zică: mai spun o dată pe asta. Sau stai să-mi notez. Da. Da, din păcate cam așa este. Și să nu mai spun acum de revenim la tradiția noastră populară: dacă vergi sarea pe jos, te ceri cu cineva, trebuie să o dai de două, pe trei ori pe spate. Da, uite, vezi, cine știe. Eu știu, din folclor mai știu și eu, da. Așa, dacă, stai că mi-am mai notat, când se vărsa chibriturile, au să-ți vie musafiri. Sau, când ușa se deschide singură, are să-ți vină cineva. Iată câte, și lista continuă, adică nu așa oricum. Așa. Mi-am scos niște pagini, cam multe. Ce facem cu superstițiile acestea? De ce ne încredem atât de mult noi, români? În urmă, noi români. Noi românii avem practic niște credințe, sunt superstițiile acestea, care vin din folclor, cum spunem noi românii, adică din mentalul colectiv, adică am auzit că. Am mai avut eu o filmare pe care am făcut-o pe YouTube și se numea Că așa se face. Adică de multe ori auzim că se face așa, că așa e bine, că așa nu e bine, că așa e rău, și facem lucrul ăla fără să întrebăm. Ce se întâmplă când nu ne punem întrebări? Intră aceste credințe, convingeri, și da, ne influențează viața. Avem aici pisica. Avem o pisică neagră în platou. Pisica neagră aici. Atenție, ieri a fost Ziua Internațională a Pisicii Negre. Mi-a spus mie cineva drag. Iată. Așa. Și, dar uite, aici vreau să fac o paranteză, pentru că pisica neagră, de fapt, are capabilitatea de a atrage... energia negativă. Așa, energia negativă. Așa, da. Este, dar nu numai pisica neagră, ce-i drept. Da, practic astea sunt superstițiile și ne influențează viața cu cât te încrezi în ele. Eu nu mă încred așa în superstiții, dar am fost și în această fază. Și la școală, dacă virgulă călcam pe un capac de canal cu număr par, însemna ceva, că iau notă mai mare, dacă nu, că iau notă mai mică, n-a funcționat niciodată la mine. Însă sunt lucruri cu care, sigur, sunt și savuroase și drăguțe, dar totuși trebuie să fim atenți. Pentru că dacă eu chiar cred că pisica neagră mi-aduce ghinion și în ziua respectivă văd o pisică neagră și o să meargă prost toată ziua, ei, s-ar putea chiar să-ți meargă prost toată ziua, dar nu pentru că e pisica neagră și nici că a trecut pe acolo, ci pentru că tu crezi asta. Este un placebo, autosugestie. Așa că atenție și cu superstițiile astea. La fel, ce ai spus tu acolo, că trebuie să-și pună sub pernă casă. Rozmarin, casă, și la noi, la români, busuiocul. Busuioc. Da. Așa. Da, hai să nu anulăm pe aceasta. Nu anulăm, asta zic, bucurați-vă de ea, că poate vă aduce sortitul, da. Noroc. Astea bune le păstrăm pe la altă. Așa. Totuși, atenție să nu fiți amăgiți, dar... sigur că tradiția este ceva frumos în general. Adică avem tradiția românească, este o tradiție totuși bogată. Superstițiile însă
atenție puțin la ele. Și multe dintre ele, dacă le cercetăm, au niște lucruri în trecut, adică pleacă de undeva și unele sunt interesante. De exemplu, dacă strănuți, de obicei se spune sănătate sau la noi se spune să trăiești. Uh-huh. Așa. De ce se spune God bless în alte părți ale lumii? Pe undeva după anul, cam pe la anul 560, era o infecție în lume puternică și primul simptom era strănutul. Și atunci Papa Grigore de la vremea respectivă, pentru că lumea spunea sănătate, a decretat să nu se mai spună sănătate. Pentru că deja erai ca și mort pe vremea, nu aveai tratamente și așa mai departe. Nu avem noi nici astăzi la unele, dar vedeți, sunt niște lucruri în spate, e bine să te întrebi de ce. Așa, sigur, ca și cultură, sunt savurabile unele dintre ele. Dar cum facem atunci când ne încredem atât de tare în acestea, încât ajung să ne influențeze viața? Uite, și pot să dau un exemplu. Am un prieten care, chiar dacă era pe jos sau în mașină, acesta de ori de câte ori vedea pisica neagră, că îi calcă fața, așa cum se spune în popor. Ce face? Exact, fiind în mașină, îți vine să crezi? Am văzut, numai că vine să cred, am și văzut. Dar nu pot să nu mă amuz, pentru că, până la urmă, de ce nu? Devine o obsesie. Atenție ca superstiția să nu devină o obsesie după ce că ea este acolo. Ce facem este să dăm așa un pic restart minții noastre și de data asta ne ajută mintea și ne poate ajuta, în care să ne punem întrebări. De-aia am dat exemplu, uite, de unde vine asta, uite de unde vine asta, haideți să vedem de ce. Da? Și ce facem este că este necesar să conștientizăm că până la urmă este important ceea ce credem noi și ceea ce este în mintea noastră. Ce credem noi și este în mintea noastră ne influențează într-un mod semnificativ viața. Îți convine să dai cu mașina înapoi, mai ales în București, nu știu unde dă, așa, unde dai înapoi când vezi pisica neagră, îți convine să fii obsedat, să stai să urmărești pisicile negre? Am o veste pentru voi. Este o pisică, atât. Da? Mie îmi place, de exemplu, pisica neagră. Și ideea este că haide să ne punem puțin și în pielea pisicii. Ce ar zice pisica când ar vedea așa? Lumea se dă înapoi tot timpul. Deci mi-a plăcea într-o viață să fiu o pisică neagră. Deci numai așa aștia calea oamenilor. Ca să mă amuz. Ok, râdem, glumim. Dar cam asta este atitudinea pe care de fapt ar fi potrivit să o avem față de superstiții. Amuză-te, vezi care este semnificația, poate că unele dintre ele îți fac sens, dacă te ajută foarte bine, dar dacă nu... Dacă îți fac rău, așa exact. Zici foarte bine, dacă stau și mă gândesc și mă întorc în copilăria mea, de multe ori se întâmplă ca acestea să fie implementate atunci când suntem copii. Și vreau să spun că atât de tare m-am ferit de cucuvea, știi că se spune că dacă îți cântă cucuveaua, moare cineva. Da. Da. Și cu toate astea nu se întâmplă de cele mai multe ori. Adică dacă ești numai mai mental, ia fă o statistică. Vezi, poate și găsești pe internet acum și o să vezi că majoritatea cazurilor nu se întâmplă nimic rău dacă se întâmplă cu tare superstiții. Deci atenție puțin la veridicitatea lor, uită-te la istoria lor, mai ales dacă ții la o superstiție. Dar chiar nu ești interesat să vezi de unde vine, vezi care e treaba. Da? Și atunci deja te relaxezi. Pe urmă, sigur, Theta Healing, coaching, alte metode pe care și eu le practic, te ajută în momentul în care acesta a devenit o obsesie, deci un program în mintea ta, să elimini lucrurile astea. Există cazuri la cabinetul meu în care vin oameni cu obsesii de la unele dintre superstiții. Da? Acolo deja înseamnă că în toate celulele tale și în ADN-ul tău, tu ai integrat acea situație și îți creează. De exemplu, am persoane care au avut stări de panică. Au avut stări de anxietate generate de astfel de superstiții pe care, spune clientul meu sau spun clienții mei, le văd foarte des. Păi nu, le vezi foarte des pentru că ești obsedat de ele și ți se aduce în atenție. Uh-huh. Dacă vorbește despre o mașină roșie sau îți dorești o anumită mașină roșie și de o anumită marcă, o să vezi că o să o vezi în trafic mai des. Este un proces cognitiv, psihologic. Da?
Și atunci explicăm lucrurile astea și dacă este necesar și prin alte metode eliminăm până la urmă aceste credințe, convingeri limitative, obsesii. Wow! Putem să le numim, așa cum ai spus și tu, superstiții egal convingeri limitative, pentru că acestea, de fapt, ajung să ne îngrădească viața și să ne țină așa într-un tipar în care noi am face mai multe lucruri, dar pentru că este marți 13, iată că stau acasă. Categoric, da. Sau vineri 13. Gândiți-vă, cei care ne urmăriți, cum ar fi, să zic eu acum, nu merg în emisiune cu o femeie care are pantofi roșii. Ce ar fi acum? Ce ar însemna să fac acum, știi? Ori să plec de la emisiune, ori să am trac în timpul emisiunii. De ce? Adică puneți-vă întrebări. Puneți-vă întrebări. Da, sunt frumoase tradițiile, sunt frumoase de discutat, dar vedeți și semnificația care este. Desigur că noi facem acum, râdem, facem glumițe pe seama acestora, dar într-adevăr acestea ajung să ne influențeze viața într-un mod poate mai mult decât ar trebui să o fac atunci pe moment când folosești superstiția. Ar trebui și chiar cu implicații fizice. Adică râdem glumind, dar poți să ajungi și la boală de la astfel de superstiții. Până la urmă este un stres continuu pe care l-ai tu sau frecvent accesat, care nu face altceva decât să verse o furtună hormonală nefavorabilă în corpul tău și implicațiile psihologice sunt nemăsurabile. Da? Poți să ajungi și să iei un tratament de la o superstiție, pentru că ai integrat prea puternic lucrurile astea acolo. Deci una este această atitudine relaxată pe care avem noi, hai mă, bine, punem usturoi, punem, nu știu, am copii, uite, vine Halloween-ul, cum ai spus. Ok, că se joacă ei, că se simt bine, dar acum nu o să stau să și integrez și să cred chiar toate lucrurile, mai ales cele nefavorabile, că acum poate o superstiție că, eu știu, aprind o lumânare într-un dovleac, cum ai spus tu, mă ferește de lucruri rele, poate să nu fie ceva care mă afectează într-un mod nefavorabil. Dar celelalte care, dacă nu s-a întâmplat cu tare lucru, de exemplu, ai 7 ani de ghinion, pe bune. Dacă spargi oglinda. Dacă vezi că știu. Păi, haideți să vedem ce e cu spart oglinzii. De ce s-a ajuns să spună că dacă spargi oglinda, ai ghinion? Păi, pe vremuri, oglinda era ceva foarte scump. Foarte scump. Primele oglinzi create în lume au fost create din niște pietre și din niște metale foarte mult șlefuite. Nu erau foarte eficiente. Iar în momentul în care a apărut oglinda așa, cum o știm noi astăzi, sau aproape cum o știm noi astăzi, ea era un obiect extraordinar de prețios. Sigur că era ghinion să spargi un obiect extraordinar de prețios. Ți-ai lovit mașina daună totală și n-ai casco. Ghinion, sigur, nu este, da? Dar, adică, trebuie să vedem și ce este în spate uneori, pentru că atunci au venit, eu știu, uite, în cultura romană, considerau că, de ce 7 ani? Că la 7 ani întregul nostru corp se schimbă, viața se schimbă, această ciclicitate. Și atunci, gata, 7 ani de ghinion. Păi și acum ce faci dacă ai spart o oglindă în casă? Chiar stai 7 ani să îți faci griji? Asta este ideea. Haideți să ne punem întrebări. Ovidiu, cum scăpăm de acestea? Și acum mă refer la aceia care nu apelează la un terapeut, cum ești tu, de ai posibilitatea să faci Theta Healing, pentru că ești instructor, da, de Theta Healing și ai putea să scoți aceste credințe limitative prin Theta Healing. Terapie care lucrează acolo în subconștient, mental, emoțional, mai explicăm așa pentru cei care n-au văzut emisiunea de data trecută. Altă metodă, care ar mai fi, nu știu, să... Uite, ai spus foarte bine mai devreme că aceste superstiții ajung să fie periculoase, în sensul în care dacă le faci constant, devin ritualuri și le faci într-un mod obsesiv-compulsiv, ajung să-ți afecteze viața. Ce faci în acel moment în care, nu știu, ajungi să-ți creezi o superstiție sau un ritual nesănătos? Cum te oprești? Da, interesant și asta cu ritual și poate dezvoltăm. În primul rând, te poți ajuta, dacă nu ai un terapeut, un coach, nu vrei să mergi treaba ta, ajută-te puțin de cei din jur care au o stare bună. Câmpul nostru energetic
îl influențează pe celorlalți. Dar asta e de bine. Dacă tu ești într-o stare mai jos vibrațională, du-te lângă cineva care are o perspectivă mai pozitivă despre viață. Da? Deci, ieși, schimbă anturajul odată, ca să schimbi frecvența ușor. Apoi, cum am spus mai devreme, puneți întrebări. Cu ce mă ajută dacă, virgulă, cred în asta? Altă întrebare. Deci poți să-ți notezi întrebările astea și ți le adresezi. Ce generez eu în momentul în care cred acest lucru? Ce simt eu în momentul în care se întâmplă acest lucru? Și vezi de acolo câte te ajută. Și avându-le, da, le scrii. Și le scrii de mână, nu pe calculator. În momentul în care le scrii, o să și simți și o să-ți dai seama că mintea ta va regla lucrurile. Pentru că se face într-o sferă relativ a logicii, da? De ce spun relativ? Pentru că mai sunt și emoțiile care sunt dincolo de logică. În momentul ăla o să vezi că se așează altfel puțin lucrurile și o să zici, băi, dar chiar așa, ok? Pe urmă, alt lucru este momentul în care te afectează emoțional puternic. Am mai spus și în alte emisiuni, fă un exercițiu de respirație dacă te apucă acea stare de panică. Împinge cu mâna un perete, strânge-te de mână ca să muți atenția ta într-o zonă, să te ancorezi, de fapt să te împământezi. Ideal este să mergi în natură cu picioarele goale și așa mai departe, dar poate n-ai posibilitatea, ești la birou. Bea apă, hidratează-te corect, nu doar în momentul ăla, tot timpul. În momentul în care te hidratezi corect, în momentul în care faci mișcare în natură, te oxigenezi corect, aceste potențiale pericole pe care le vezi tu din aceste superstiții sunt mult mai ușor gestionate inclusiv de corpul fizic. Un alt lucru pe care poți să-l faci singur ca să depășești aceste momente sau să le elimini este să-l înlocuiești cu ceva ce-ți convine, ceva ce te ajută. Dar nu mai bine cred eu că dacă trece pisica prin fața mea o zi proastă, îmi aduce, să spunem, noroc și o să am o zi bună. Ea inversează programul. Cu ce înlocuiești, da? Și îți faci acolo o schemă. Cu ce pot să înlocuiesc asta? Asta este chiar și o tehnică din Theta Healing, dar asta poți să o faci acasă, așa cum am spus-o eu, de a înlocui un program eliminat. De ce? Pentru că, virgulă, corpul are tendința de a căuta și de a aduce înapoi ceea ce pierde, da? De-aia nu este potrivit să spui vreau să pierd în greutate. Atunci o să câștigi dublu kilogramelor cu prima ocazie, da? Pentru că ești tentat să mănânci mai mult, da, atunci când... Da, pentru că așa spune corpul. Am pierdut ceva, am pierdut cheile. Ce fac? Le caut. Le caut, da. Și le mai pun după aia și un breloc mai gros ca să nu le mai pierd sau să le găsesc mai ușor dacă le pierd. Sunt niște lucruri care, astea sunt demonstrate deja științific. Nu mai este așa, să zic, o fantezie cum era considerată altă dată. Și referitor la acele ritualuri pe care le facem și sunt nesănătoase și le facem în mod obsesiv-compulsiv. Ritualul este o acțiune pe care o faci, exact cum ai spus, o facem. Este ceva ce faci în principiu de bunăvoie, da? În principiu. Și atunci acolo presupune o acțiune din partea ta. De ce îi face un ritual care nu te ajută? Pe de-o parte. De ce? Pentru că ai auzit că așa se face. Cum am spus la începutul emisiunii. Că așa se face. Nu știm de ce. Bunica gătește peștele numai într-o tigaie care îi sparte pe jumătate. Nu știe nimeni de ce. Așa se face, așa fac și eu, gătesc la fel. De fapt, ce s-a întâmplat undeva în trecut, stră, bunica nu avea bani de o tigaie întreagă. Și gătea pe ce avea. Așa este, da? Da. Așa. Deci, de asta facem din inerție când facem lucrurile. Acum înseamnă că toate ritualele sunt nefavorabile, mai ales ritualele că poate să fie și foarte favorabile. Dar la fel, vezi ce ți-aduce și ca să scap de ritual, în primul rând, din nou, trebuie să știu de unde vine, care e semnificația, ce generează în mine, dar și în afara mea, adică și pentru ceilalți. Și acum depinde și de ritual, pentru că sunt unele care dau dependență sau care sunt legate și de alte credințe, convingeri limitative. De exemplu, a venit cineva la mine și să spunem că spunea, nu să spunem, spunea o rugăciune cu niște cuvinte care
una peste alta nu rezulta ceva pozitiv de acolo. Da? Da, există și rugăciuni, depinde de unde le iei fiecare, așa, care nu ți aduc ceva bun ca vibrație sau conform cu dorințele tale. La mine vin oameni și chiar mă plătesc pentru asta să reglez mantre, rugăciuni, ziceri, ce este potrivit să spui, pentru că la început a fost cuvântul și e important ce vorbim. E, momentul în care am spus, știi, uite și explic de ce, asta nu ți este favorabil, afirmația asta, rugăciunea aceasta, acolo persoana respectivă poate să fie, cum a fost cazul, legată de niște credințe religioase, niște convingeri și credințe limitative religioase și o credință colectivă. Adică cum contestăm o rugăciune? Eu nu contest nimic, eu doar alchimizez ce este potrivit pentru tine și ce explic. Da? Adică deja este o rezistență. Și acolo, înainte să ajungem la finalitatea rezolvării acestui lucru nefavorabil, este necesar de fapt să mă duc în spate să văd ce credințe și convingeri limitative în cazul de față religioase are. Și dacă dorește să le lucrăm, le lucrăm, se rezolvă, se elimină, se înlocuiesc cu ceva favorabil și abia după aia ajungi de fapt să rezolvi tu ce era la suprafață. La suprafață, da. Deci se poate face lucrul ăsta. Atenția asta la ritualuri este foarte frumos, adică că acestea au impact. Acum vezi cum îl folosești. Așa este. Și depinde de percepția pe care o ai asupra ritualului. Absolut. Și cum ai spus și tu, direcția. Da. Referitor la rugăciuni. Hai să nu le luăm pe acest exemplu. Am putea, dar mă refer la un context mai amplu și anume la talismane. Acestea sunt sau nu aducătoare de noroc? Când depinde, știi, prea mult de un talisman, când nu plecăm de acasă, dacă nu ne-am luat, uite, cartea de cu rugăciuni. Deși e foarte bine să o ai, dacă ești credincios, cu atât mai bine, dar atunci când devenim dependenți de acestea. Da. Nimic din ce ne creează dependență, până la urmă, nu este favorabil. Dar am o veste foarte bună. Și eu am și creez propriile mele talismane, dar, e un dar, în scop de lumină și fără să-mi creez o dependență sau pentru clienții mei să creeze o dependență față de acel talisman. Cum poate fi întâi favorabil și poate să vedem și în partea aceasta altă? Păi poate să fie favorabil, nu știu, ai un cristal, ai un obiect care îți place, care tu crezi că face acel lucru. Da? Să spunem, nu știu, am un cristal de labradorit care, uite, este superb, se potrivește și cu rochea ta și cu decorul și el are anumite valențe. Valențele alea pozitive, dacă eu le folosesc, cred, să spun așa, că mi-aduc un plus în viața mea, este ok să am acel talisman. Ce nu este potrivit însă, este... Am pierdut labradoritul, gata, s-a tăiat sursa de bucurie sau de ce generează labradoritul respectiv, acel cristal, acel talisman până la urmă. Aici este, adică să nu dai prea multă putere talismanelor, altfel nu este nimic nefavorabil. Până la urmă, cum am dat exemplu unui cristal, un cristal este o ființă vie, este un mineral care vorbește, care face lucruri. De aceea există și terapii cu pietre vulcanice, cu pietre de coar și așa mai departe. Pentru că ele generează ceva, e o chimie acolo și o energie. Însă, dacă ajung să creez o dependență sau să cred că numai acel obiect poate să facă acel lucru, Houston, we have a problem. Da? Pentru că asta înseamnă să mă dezîmputernicesc pe mine. Nu te dezîmputernici oricât de puternic ar fi simbolul respectiv, că până la urmă așa este și simbolul desenat, este un talisman. Cel mai puternic simbol universal este crucea, care este foarte puternică și are efecte. Paranteză, și dacă virgulă crezi în el și dacă nu crezi, sunt experimente, sunt făcute pe munte, este pusă o cruce din metal, lângă ea doar o bară din același metal, bara, fierul respectiv, care nu are formă de cruce, ruginește în timp, crucea nu. Deci nu minimalizăm acum lucrurile, dar atenție, nu creez dependență și în niciun caz nu mă dezîmputernicesc pe mine.
Sunt persoane care au pe pereți acasă sute de icoane pe același perete. Ia gândiți-vă ce generează. O icoană, sigur, prin definiție ar fi potrivit și să genereze o energie bună, potrivită. Cum de altfel se și întâmplă în majoritatea cazurilor. Da, dar ele puse una lângă alta, atât de multe, cam ce înseamnă? Nu foarte bine. Pentru că eu fac și asta. Mă rog, curățări, setting-uri de case, adică și casa este o entitate și lucrez nu doar oameni și cu imobile în care locuiesc sau în care au un business. Și se întâmplă astfel de cazuri în care felul în care sunt puse, nu neapărat acum că din nou feng shui sau nu știu cum, da, contează și aia, dar niciun caz nu face obsesie din nimic. Deci un obiect care poate să pară, pe românește, pozitiv, atenție că în funcție de context poate să nu fie. Și ce se întâmplă, cel mai decepțin ce am văzut la români, este că oamenii care cred cumva prea mult în lucrul ăsta pierd energie dând din energia lor obiectelor, când de fapt ideea ar fi să fie invers. Așa este. Mă gândeam acum că și eu am aici o floare de lotus. Dar floarea vieții, da, floarea vieții. Însă o folosesc pentru a amplifica puterea, protecția, de fapt. Nu, n-am intrat în panică. Să știi că este a doua, am pierdut-o pe prima și prietena mea dragă mi-a dăruit încă una. Foarte frumos. E absolut ok să te folosești de astfel de simbol. Și uite, un astfel de simbol poate fi folosit sub un pahar cu apă. Cu apă. Sau sub, poți să-l lași, voi, doamnele și domnișoarele, le puteți lăsa sub parfumul vostru preferat. Amplifică niște lucruri, dar tu să pui intenția încă dinainte să-ți creeze ceva pozitiv, tu decizi ce. O stare de bine, de exemplu. Sau să fie atrăgătoare, de exemplu. Da? Dar atâta timp cât rămâi în acest prag, nu am floarea de lotus, astăzi nu o să fiu atrăgătoare. Dar să știi că se întâmplă, uite, da. Mie, nu cu floarea de lotus, dar mă reîntorc la copilăria mea și da, am suferit foarte mult din cauza acestor superstiții. Și de ce? Pentru că apoi în perioada de adolescență și atunci când, acum când sunt adult, mi-am dat seama că de fapt în spatele acestor superstiții erau mai multe frici. Bingo. Că superstițiile sunt așa ca vârful de iceberg. Așa este. De multe ori în spatele acestor superstiții sunt niște frici. Sunt frici pe care le-ai dobândit tu sau ți-au fost cumva inoculate, da? Vreau să am o zi cu noroc. Am uitat să-mi iau potcoava norocoasă. Știi, adică frica vine acolo când spune n-ai potcoava, apocalipsa vine pentru tine. Da? Sunt frici, că de asta am spus și înainte. De fapt, de multe ori în spatele acestor obsesii generate aparent de superstiții, se află niște traume, frici, lucruri nelucrate sau un nivel de conștiință, hai să spunem, mai jos. Adică ei lucrurile pe sistem așa se face. Da? Și, de fapt, acelea trebuie să lucrate, nu superstiția în sine. Da? Pentru că un om echilibrat aude de o superstiție, caută să-i vadă sensul, ia să vedem, îmi place, mă ajută, nu mă ajută, floarea vieții, da, acum, sincer, nu mă deranjează cu nimic floarea vieții. Da? Cam așa stau lucrurile. Important e că există soluții și, da, se pot face, te poți folosi de simboluri, de talismane, de lucruri de genul acesta într-un mod pozitiv pentru tine, atenție până unde și cu ce costuri. Ei, și pentru că ai adus vorba de aceste ritualuri folosite în mod pozitiv, vorbim și despre acelea care se folosesc la început de an. Pentru că se apropie așa anul 2022 și avem așa, mi-am scos câteva superstiții legate de către anul nou. Dacă avem un obiect vestimentar roșu, ne merge bine la anul. Dacă avem bani în buzunar, dacă stăm sub vâsc, masa îmbelșugată, mersul cu plugușorul, cu sorcova. Iată că sunt câteva și din ce mai știu eu, dacă mănânci struguri, la fel îți aduce noroc și bani și prosperitate și vai, uite câte superstiții legate de bani și de noroc. Sunt. Ce facem cu acestea? Ne mai folosim de ele sau nu? Te duci și scumpe struguri. Să știi că așa am făcut până acum. Da.
ca să fiu așa, pentru că și eu fac, să zic, anumite ritualuri și nu trebuie să ne ferim de cuvânt, de cuvântul ăsta. Și rugăciunea e un ritual, adică să ne rugăm ne sună bine, știi? Așa. Pentru că și eu fac pentru început de an și un eveniment pentru început de an și se întâmplă acolo, este inclusiv o meditație ritualizată. Deci, nu că nu cred în lucrurile astea, dar și superstițiile astea, nu pot să spun că este neapărat greșit să te încrezi în ele, dar până unde? De exemplu, o masă îmbelșugată. De fapt, ce îți dă? Uite, asta îți dă o stare de bine. Acum, nu dacă ai făcut credit ca să, să faci masa aia. Dar da, cum ne unim? Uite, o chestie frumoasă. Și dacă asta e o superstiție că e bine să ai o masă îmbelșugată și poți să o faci, nu te deranjează, poate fi folosită în pozitiv pentru tine. De ce? Te întâlnești cu familia. Și starea de împreună cu care tot insist și o să insist încă 2 ani de zile până să termină lucrurile astea, este importantă. Te adunăm la o masă. E bine, e bine. Mă simt bine să am acel sentiment de bogăție de pe masă? Da, mă simt bine, mă simt bine. Ok, uite o superstiție, dar o credință care poate să fie favorabilă. Important e să nu duc credința în zona negativă. Dacă n-am însă o masă îmbelșugată, e dezastru. Uh-huh. Există oameni care vin la mine la cabinet, deci la mine e sezon, în lunile de Paște, de Valentine's Day, de Revelion, de Crăciun, depresie maximă. Nu am pus miel pe masă anul ăsta, deși ție nici nu-ți place mielul. Da? Alte tradiții superstiții, a murit, a înviat Mântuitorul nostru, trebuie să mărim porcul sau mielul. Poți să cinstești și altfel, adică poți să și schimbi aceste credințe sau superstiții, ok? Nu trebuie să intri într-o depresie că n-ai avut miel, nu trebuie să intri în depresie că de Crăciun iar ești singură. Dacă e cu iar, știi? Ce te-ai uitat la mine, Ovidiu? Facem emisiune de Crăciun, dacă uite. Așa. Așa. Nu trebuie să intri într-o depresie că în acele momente. Da? Ia uite, toată lumea e cu cineva. În primul rând, nu toată lumea e cu cineva și dincolo de asta, tu niciodată nu e singur de fapt și de drept. E, asta este, iarăși, un fel de obsesie. Da? Trebuie să-mi fac un iubit că vine Revelionul. Nu știu care, dacă e ceva cu Revelionul... sau cum, dacă stau sub vâsc? Da, da, da. Dacă... Am iubire, am relație, ce fac? Că merge bine. Ce fate? Cred că n-am stat sub vâsc, de aceea nu știu. Să ne spună pe asta cu vâscul, că am arătat-o, știu doar că trebuie să ai vâsc. Și invităm pe dragii noștri telespectatori, dacă au superstiții, așa cum zicea și Ovidiu, sau întrebări legate de superstiții, să ne scrie pe Facebook, că le așteptăm cu interes. Da. Ok, deci, haideți să echilibrăm puțin lucrurile și să... Când folosim în primul rând acele afirmații radicale, toată lumea, iarăși de Crăciun nu se întâmplă lucrurile astea, așa să este. Fim atenți cu ele. Te-am întrerupt, iartă-mă, pentru că ai zis toată lumea, că așa se face, cum facem să scăpăm de așa se face, domne, așa face și vecinul și vecina, așa e la modă, așa e la noi tradiția, toată lumea face asta? Cea mai simplă metodă este să cași bine ochii în jurul tău, pentru că n-ai cum să vezi toată lumea că este îmbrăcată în albastru. Pur și simplu nu va fi toată lumea îmbrăcată în albastru. Da? Și la un eveniment black tie, mai unul are o brățară, are un ceas, are un accesoriu altfel. Da? Deci, în primul rând, te uiți cu ochii minții limpede. Da? Apoi, faptul că are vecina și așa mai departe. Pe acolo este vorba de fapt de o invidie. Este în cultura poporului românesc capra vecinului. Nu știu ce aveți cu capre, nu știu de unde vine și asta. Ideea este că aceste lucruri de fapt și de drept se rezolvă forever, ca să zic așa, în momentul în care tu te uiți la tine și ești bine cu tine și te cunoști pe tine. Cum rezolvi? În primul rând, caută-ți bucurii simple de făcut. Pentru că tu ai o stare proastă în momentul ăla, că nu ai ce are vecina sau că nu trăiești ce trăiește vecina, deși tu nu știi ce trăiește vecina, de fapt și de drept, doar ce vezi tu. Așa. Ocupă-te și fă-ți înscris din nou lucruri simple pentru tine.
poți să faci ritualuri de curățare, poți să renunți la lucruri. Uite, ritualuri de lună plină, da? La renunțări, când vrei să renunți la lucruri. Ritual de la lună nouă, când vrei să primești lucruri sau să amplifici lucruri, să demarezi, să dai start la ceva. Astea sunt niște contexte astrale care au o anumită energie. Din nou, ele sunt explicate că luna este punctul cel mai apropiat de soare, că se întâmplă niște lucruri, vezi marele și mai departe. Nu o să stau eu să explic acum astrologia, de aia este o știință. Eu ne fiind astrolog, dar au rol și fac și eu pe unele lucruri. Da, uite, fac ritual pentru bani la luna nouă. Mă ajută? Mă ajută. Perfect. Ei, îmi place cum sună. Poate ne înveți și pe noi, Ovidiu, cum să facem. Sigur că da. Sunt convinsă că sunt mulți colegi în regie care vor să știe acest ritual. Banii am atins pe toți. Da. Da, sunt și de asta și fac. Am ritualurile astea, poți să ți le creezi și singur. Atenție să fie favorabile și, repet, să nu pui prea mult acolo, atâta tot. Și să faci mereu balanța până unde mi oferă și până unde de fapt ofer eu ritualului, da? Poți să pleci, dacă ești o persoană mai mentală, de la lucruri care ție îți fac sens, minții tale îi fac sens. Așa pornesc și eu în evenimentul de pe 8 ianuarie pe care îl fac în fiecare an, mă rog, nu pică în fiecare an pe 8 ianuarie, acum pică în 2022. Alege să trăiești cu ușurință și cu bucurie anul 2022. Atenție, aceasta este nu doar un mesaj de marketing pe care îl folosești și îl vedem, este o afirmație de tip talisman cu intenții potrivite. Ce spune acolo? Alege. Alege, da? Să trăiești cu ușurință și cu bucurie anul 2022, în cazul de față. Ei bine, și acolo pornesc cu un lucru pe care îl puteți face și voi. Un fel de wishboard, un fel de dorințe, doar că eu le fac mai detaliat în cadrul evenimentului, pe toate cele 6 sectoare ale vieții, în care tu pui dorințele tale. Dar învățăm acolo și cum le pui, din ce spațiu emoțional pun aia. Vreau o mașină, de ce vreau o mașină? Păi cum, de ce? Ca să fie mai tare ca a vecinului, nu? Normal, perfect, tai-o de acolo. Sau alchimizăm, sau tai sau alchimizăm. Ce generează ceea ce doresc eu? Pun acolo pe listă tot și văd, iasă, ce generează? Sunt lucruri care se bat cap în cap. Și abia după aia, să spunem, fac o meditație care înlesnește ca ceea ce s-a întâmplat acolo ție să ți se întâmple și ai și tu temă pentru acasă, că nu să termine evenimentul și gata, doar pentru că a făcut Ovidiu Iang o meditație, să rezolvă toate lucrurile în viața ta. Și că nu, nu. Așa. După aia tu te uiți periodic la acel tablou, că pui poze, că scrii lucruri. Eu mai am acum, uite, mai dau așa din casă, o să folosesc și niște esențe pe care le pui pe hârtia respectivă. Și repet, scrii de mână, nu pe calculator, pentru că energia ta acolo. E, iată un ritual cu care cred că nimeni n-are ceva împotrivă, sau mă rog, aproape nimeni, că nu știu eu ce crede toată lumea. Dar ideea este că e un ritual, hai să spunem, care pleacă din mintea ta și nu trebuie să te gândești că este doar o tehnică de lucru. Este și un ritual, pentru că îl ritualizezi. Ce înseamnă ritualizat? Îl însuflețești. Pui emoția acolo. Da, ai pus emoția acolo într-un anume fel, este un ritual. Și nu e nimic greșit în asta, ba chiar din contră. De ce? Pentru că potențezi acel lucru să se întâmple. Da? Am un client care a pus anul trecut, n-a făcut cu mine evenimentul, anul ăsta să-l facă așa, sau oricum lucrează cu mine și va ști să-și pună lucrurile acolo. A spus că vrea copil. Ce s-a întâmplat? A rămas însărcinată, a făcut avort, pentru că nu era copilul într-un moment și cu persoana cu care și-ar fi dorit și care ar fi rămas și ca tata al copilului. Deci atenție cum punem și dorințele astea. Doresc să am un copil cu persoana potrivită, să fim bine, să facem împreună lucruri, creez un tablou frumos și complet, o cerere completă. Da? Deci atenție la ritualuri, pentru că ritualul potențează, dar asta spun, contează emoția. Eu pun mult accent pe emoția din spatele acelui lucru. Că așa e simplu. Dai search pe Google, wishboard și o să găsești 70% cum am spus eu. Da, dar emoția cu care faci lucrurile, ritualul pe care îl faci tu, că e un ritual lucrul ăla, contează enorm și te poate ajuta. Știi ce fac eu la fiecare început de an? De fapt, între ani atunci.
Așa, în afară de aia cu vâscu. N-am făcut-o pe aceea cu vâscu. N-am făcut-o, nici nu știu, nu. Super. Am scris pe o foaie ceea ce vreau să mi se împlinească în anul următor, ca și cum s-ar fi împlinit. Excelent. Este unul dintre lucrurile care sunt incluse în ritualul pe care îl fac eu la acest eveniment. Da, toate cele se fac în prezent și le trăiești ca și cum deja se întâmplă. Vreau o mașină, mă gândesc că am mașina aia, simt și mirosul, mă duc și în showroom, mă plimb cu ea, chiar dacă încă nu am. Da, este foarte important ce ai spus tu. Cererea se face în prezent, nu zici, o să vreau să am să se întâmple când să se întâmple. Nu, deci se face în prezent. Să știi că eu am făcut și așa, până să știu că se fac în prezent aceste multe dorințe, așa, cereri. Am făcut și în viitor, îmi doresc să, și am făcut apoi în prezent. Și am simțit diferența în corpul meu. Iată, corpul ți-a vorbit. Serios. Așa este. Chiar am simțit starea, efectiv, de bucurie atunci când am zis ce am zis, că nu vă zic. Nu zic. Rămânem misterioși. Foarte bine. Da, și este și... De asta mereu spun, de câțiva ani știința și-a dat mâna cu partea asta, hai să spunem, spirituală sau energetică. Este o explicație științifică. În momentul în care spun și îmi vizualizez că se întâmplă ceva în prezent, celulele corpului meu se activează și trăiesc efectiv acel lucru, adică absorb acea informație. Dacă spun, îmi doresc peste 100 de ani să am cutare, celula zice, a, peste 100 de ani mai e timp, nu mă agit. Nu mă agit, egal nu atrag acel lucru. Sau se întâmplă mai târziu. Asta se întâmplă. Adică lucrurile astea au sens. Dacă eu știu că am de alergat un maraton mâine, tot corpul meu se pregătește pentru mâine, dar eu dacă vreau să fiu mai bun la maratonul de mâine, deja am făcut de mai multe ori vizualizarea că alerg la maraton când mă antrenez, de exemplu. Și altfel se dezvoltă celula musculară, spre exemplu. Sau crește capacitatea pulmonară. Uite, am o întrebare. Apropo de iubit, iubită, dacă îmi scriu pe listă, în lista dorințelor, am un iubit, acum ce fac? Îi dau descriere, vreau să fie așa pe toate planurile, energetic, fizic, mental, da, spiritual, așa, sau nu? Da. Adică, întrebarea este, condiționez universul sau las așa la liberă trecere, să spun așa? Ai pus așa, adresat o întrebare tricky. Condiționez, nu condiționez universul, dar îi dau totuși o direcție. Haideți să vedem. O să găsiți tot felul de variante. Unii care spun să facă descrierea, eu sunt polivalent. Unii care spun, lasă să-mi dea ce e potrivit. Da? Să-mi dea Dumnezeu ce crede El. Întrebare, dacă te duci într-un magazin și vrei să cumperi pâine, nu cer pâine? Băi, cer pâine și spui, vreau și de secară și integrală și nu știu ce. Deci cer exact ce vrei. De aceea e bine, da, să cerem. Dar eu fac și există în Theta Healing cereri de suflet pereche. Eu am un modul pe care îl fac eu în cadrul consultațiilor. Se numește exact așa, cereri de suflet pereche. Pentru persoanele care vor un partener în viața lor. Și da, acolo spun așa. 1. Atenție, cum să fie el? Deci cum este el și totul se face la... Am un pic să este el? Ovidiu, deci, așa, uite, cum să fie notar. El? Cum este el? Și acolo spun, practic, cum îmi doresc eu să fie. Fără limite însă, apropo, nu condiționez universul. Dacă eu simt că vreau să aibă o caleașcă care zboară, scriu acolo. Bun, eu la sfârșit ca terapeut vin și alchimizez lucrurile, că, virgulă, caleașca aia o să însemne ceva. Până la sfârșit și eu interpretez și discutăm. Dar pui tot, adică ce? Îți dai frâu liber. Dacă n-ar fi nicio limită, cum ai vrea să fie partenerul tău? Asta e prima întrebare. A doua întrebare, la care foarte multă lume se poticnește, este cum să fiu eu în relație? Pam, pam. Cum sunt eu în relație? Da? Eu ce contribuție am? Ce fac? Cum mă simt? Adică lucrurile astea le facem și cu lucruri concrete, palpabile, să spun materiale de fapt, că toate sunt concrete, dar și scriu acolo cum mă simt, cum vreau să mă simt, dar eu scriu cum mă simt. După care vine cea de-a treia întrebare, cea de-a treia tură, cum să fie relația? Și acolo alcătuiești un tablou a relației. Cum să fie relația?
ce facem împreună, ce facem separat, cine duce copilul, cine, eu știu, merge la fotbal, cine merge la manicură, caz nu se mai știe, așa și așa mai departe, da? Și fac un tablou. Sigur că toate lucrurile astea trebuie spuse împreună și se scanează și energetic, e și un lucru mental, dar da, ideea este așa, nu limitez când cer ceva ce eu vreau în acord cu sufletul meu. Știu ce spui. Ideea este că dacă spun, Toma, de aceea se lucrează astea și e bine să lucreze cu un terapeut sau cu un specialist, pentru că tu dacă spui vreau unul brunet sau unul să aibă minim 1,75 și eu o să te întreb și dacă are 1,73 nu-i bun, nu-l limităm, știi? Adică da, dar asta nu înseamnă că dacă tu vrei un bărbat cu care să te simți bine, care să fie plăcut, să fie atrăgător, nu pun acolo. Ba da, bineînțeles, pun să fie un bărbat atrăgător, că cineva n-a pus și a venit cum, aproape cum a fost lista, dar nu avea atracție sexuală. S-a terminat relația. Ghinion, de neșansă. Așa, da? Deci pun ce vreau și caut cererea să fie amplă, dar în același timp o las relaxată, o las deschisă. Pentru că eu când fac o astfel de cerere pentru clienții mei sau pentru mine, eu spun în final să fie așa cum este potrivit pentru binele meu suprem sau pentru binele lui suprem. Adică, bă, dacă chiar nu e bine să fie brunet, ok să nu fie. Dar eu totuși am cerut. Adică ce spun? De ce arăt așa? Adică am avut bun simț și mi-am făcut toată tema. Îi spun universului sau lui Dumnezeu. Da? Asta e treaba. Ca să, și dacă nu se împlinește, înseamnă că mai avem de lucrat cu noi. Nu există să nu se împlinească deloc. Poate să nu se împlinească ca acolo. Poate să, exact, poate să mai de lucru. O astfel de cerere, dacă nu se împlinește, se reactualizează la 3 luni de zile. Pentru că tu între timp te-ai schimbat și exact cum ai spus, nu, este doar o chestiune de timp până când se întâmplă lucrurile astea. Exact cum ai spus, mai tu de lucrat cu tine, degajezi terenul și lucrurile se vor întâmpla. Mm-hmm. Știi de ce te-am întrebat? Pentru că sunt foarte interesante întrebările tale. La un moment dat, când spuneai tu cum mă simt, știi? Da. Ai spus da, da. Această întrebare. Eu deja mi-am imaginat cum m-aș simți, să presupunem. Da. Okay. Așa. Și uite aici pot să apară frici. Nu merit, hai că nu mai dau din casă. Mai multe frici. De-aia le lucrezi. Le sesizezi și le, da. Le sesizezi și le lucrezi. Pentru că aici este... Nu secretul, nu, e clișeic așa, nu e niciun secret, nimeni n-a inventat nimic, doar avem diferite forme de exprimare, totul de la sursă. Dar ideea este în felul următor, important și eu merg foarte mult pe ce simți, pentru că oamenii sunt foarte mentali, doar gândesc într-o logică care nici măcar nu este a lor de cele mai multe ori. Vezi astăzi când ești obligat să faci tot felul de lucruri și tu nu ești ok cu asta și atunci ți este afectată și luciditatea și starea ta și așa mai departe. Însă momentul în care de aia este important acasă, caută să te relaxezi, să-ți creezi un spațiu, așa zis, de meditație, de relaxare, să faci lucrurile astea și de aia este important să ai o consultație. Nu contează că online sau ce, dar un specialist va ști să-ți creeze o stare. Adică clienții mei se relaxează și se simt confortabil cu mine să discute orice și își relaxează mintea într-un spațiu de siguranță și acolo spun de fapt adevărul pe care ei nu l-au văzut, dar îl spun singuri. De ce? Pentru că am creat o atmosferă, ca să spun așa, mai puțin complet. În momentul ăla, sigur că mesajele îți vin și aici vine partea de coaching. Important este să știi că lumea, că se poate, ritualele poate să ajute, atenție la superstiții și filtrați totul cu mintea, dar și cu inima. Și puneți-vă bâsc. Așa ca o completare. Alege să trăiești cu bucurie și ușurință anul 2022, să te urmărească privitorii noștri și da, telespectatorii pe Facebook, Ovidiu Ian. Îți mulțumesc, abia aștept să ne revedem. Mare drag. Și ca să închei, în același cadru de poveste, o să mă întorc la cuvintele mamei lui Creangă. Ești copile cu părul bălai afară și râde la soare. Doar s-a îndreptat vremea și vremea s-a îndreptat după râsul meu. Și voi, dragii mei, zâmbiți, zâmbiți inimilor voastre și totul se așează așa cum este menit. Mulțumesc, Zonia, pentru vestimentație. Până mâine, creatorul să ne țină în palmele sale cu blândețe. La revedere!